Înaintea Sfințeniei Tale, aducându-ți vire noastre mulțumiri, recunoștință, supunere, ascultare, de care ne-ai făcut parte să o avem prin ceea ce a trăit Fiul Tău, drag Domnul nostru Iisus Hristos, aici jos pe pământ, îmbrăcând haina umilinței și îndemnându-ne și pe noi să facem același lucru, să călcăm în urmele Mântuitorului nostru drag. Îți mulțumim pentru actul suprem
de răscumpărare prin Fiul Tău iubit, Domnul nostru Iisus Hristos. N-avem cuvinte, grai limbă și buze să-ți mulțumim că ai dat comoara inimii tale pentru noi, Tată drag. N-avem cuvinte să-ți mulțumim de ziua aceasta că ai adăugat-o cu drag la viețile noastre. Îți mulțumim din adâncul ființei noastre pentru întâlnirea cu frații și surorile noastre dragi. Îți mulțumim că Tu, Doamne, mai ai lăsat har față de noi și de această lume strâmbă și însucită, dar îți mulțumim că Tu, prin tot ceea ce faci, prin răni care astăzi îți deschisă și dor, mâine știm că prin Domnul Iisus le vei vindeca. Iubite Tată, se cuvine ca noi să avem, Doamne, față de Tine, reverență. Se cuvine, Doamne, să recunoaștem neputințele noastre, scadințele noastre, ca noi, Doamne, de la Tine, Tu care ești atotputernic, drept, înțelept și iubitor, să cerem milă și iertare prin Domnul nostru Iisus Hristos și Te rugăm și credem că Tu ne vei asculta, că mult îți mai greșim noi Ție. Iubite Tată, Te rugăm să binecuvintezi și partea a doua a programului din locul acesta, să binecuvintezi frații, să le dai putere să îndreaptă drept cuvântul Tău, iar noi, inimi deschise ca odinioară Lidiei, să putem asculta, să putem asimila, să trăim în viețile noastre de zi cu zi. Iubite Tată, îți mulțumim frumos că ne-ai dat cuvântul Tău, ne-ai dat frații bătrâni, ca odinioară bătrânii ieșit din Egipt să spună urmașilor lui toate lucrările tale. Îți mulțumim, te binecuvântăm și mulțumim fraților care se ostenesc între noi. Ei, Doamne, cu bucurie că au înțeles cuvântul Tău înaintea noastră, îl împărtășesc și nouă. Dorim binecuvântarea lor. Mulți nu mai pot umbla și stau cu Tine. Ne gândim la ei, surori, bătrâni, care unde se găsesc, mângâie, întărește și ajută-i să trăiască încă zilele care mai au, tot din cuvântul Tău. Mărește-ne la toți credința, râvna și zelul, Doamne, pentru a-ți face sfântă voia Ta. Toate le-am cerut și le cerem, în numele Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În acolo-i lume și vrednicie ne-am rugat Ție în locul acesta și de această dată. Fii Tu mult onorat, cinstit și lăudat, împreună cu Domnul Iisus, de acum și în etern. Amin. Amin.